Gloria Buzău și Ceahlăul Piatra Neamț s-au întâlnit aseară într-un meci care a contat pentru etapa a doua seriei întâi. Programat inițial pe 5 septembrie, de la ora 11, partida a fost amânată la cererea clubului nemțean acceptată de FRF, pe motiv că doi jucători de la Ceahlăul fuseseră convocați la echipa națională în perioada în care trebuia să aibă loc disputa. Partida de aseară s-a decis în prima jumătate de oră. În minutul 7, vârful Gloriei Clement Pălimaru a deschis scorul cu o lovitură de cap din 6 metri. Avantajul pentru buzoeni s-a majorat în minutul 23. Același Pălimaru a înscris cu un șut din interiorul careului după o greșeală flagrantă a fundașilor central nemțeni. Până la finalul meciului, tot Gloria a fost echipa care a avut inițiativa, Pălimaru și Bobei irosind ocazii uriașe. Ceahlăul Piatra Neamț a avut o singură ocazie mare de gol în minutul 52 prin margină. Victoria de aseară împotriva unei foste echipe de primă ligă a fost una de moral pentru fotbaliștii Gloriei. În primul rând vreau să felicit jucătorii, mai ales pentru prima repriză. Da, nu numai și a doua repriză, am știut să ține și de rezultat. Cred că nu se pune la îndoială victoria noastră. A fost martor, un joc foarte bun. O echipă care vine din divizia. Da? Mă bucur nespus de 3 puncte că trebuia să vină, pentru că, după câte știți, am avut ghinioane la toate meciurile. Îmi pare rău că cred că trebuia să fim pe primul loc. Dar asta e fotbalul. Fotbalul se joacă pe goluri și azi, din fericire, le-am dat. Am dat goluri și nu am. Cu toate că Gloria Buzău a reușit o victorie importantă aseară, situația financiară de la clubul din Crâng rămâne una critică. De la începutul anului, jucătorii au primit doar 2 salarii. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, a venit octombrie, au luat 2 salarii. Deci nu știe nimeni cum îi țin eu. Buzoienii trebuie să bucure. Nu vorbesc de buzoienii care au fost azi în tribună, ăștia merită felicitat. Sunt alții care nici nu dau pe la stadion și critică echipa asta. Mor de foame. Știți cum se spune la Buzău? Vedeți cantonamentul de acolo? Sunt arestați la domiciliu. Trebuie să afle lumea adevărul. Ăsta e adevărul la Buzău. După 5 etape de joc, Gloria Buzău ocupă locul 9 în Liga 2 cu 4 puncte acumulate. Etapa viitoare, programată sâmbătă, gruparea din Crâng va sta. Următorul meci pentru buzoeni va avea loc miercuri, atunci când elevii lui Viorel Ion vor evolua pe teren propriu, împotriva fostei campioane Oțelul Galați.